În acest videoclip puteți observa cum un designer a început să taie un costum de baie. Pot spune că a făcut asta foarte calitativ. În timpul golfului ceva nu a mers conform planului. Se pare că bărbatul s-a luat dus de val și a uitat că este la volan. În Mexic, un motociclist nu a observat semnul de avertizare și a intrat pe cimentul umed și ca urmare a fost nevoit să-l scoată cât mai repede de acolo. Dacă ați crezut că elefanții nu sunt cele mai inteligente animale, atunci priviți la fragmentul următor și veți înțelege că sunt mai deștepți decât unii oameni. Femeia, aflându-se în safari, s-a gândit să facă o poză cu un elefant. Însă acesta i-a luat pălăria și a ascuns-o și abia după ce doamna i-a cerut politicos să-i o întoarcă, elefantul a ascultat-o și i-a întors pălăria. Iar cei care nu au știut, pe lângă asta, elefanții sunt capabili să deseneze și tablouri frumoase. Iată așa se prinde peștele în Brazilia. Dacă credeți că prin munți zboară doar oamenii, atunci cel mai probabil nu ați văzut acest videoclip. Câinele s-a rotit de aproape 1000 de ori, dar nu vă faceți griji, câinele se simte bine. Acești tineri au scăpat o doză de bere în râu. După cum puteți vedea, ei au de gând cu orice preț să o scoată de acolo. Tânăra a decis să-și arate noul său scooter, doar că a uitat că trebuie să frâneze când vrea să oprească. Teoretic, scaunul cu rotile este considerat un transport foarte sigur, însă bătrânul din video s-a hotărât să-l folosească în alte scopuri. Vă prezentăm un moment foarte drăguț. Un bărbat dădea apă la o veveriță care se pare că are mare încredere în el. Acesta probabil este cel mai amuzant lucru pe care l-am văzut în ultimul timp. Bărbatul a aruncat ursului o bucată de carne. Priviți ce s-a întâmplat mai târziu. Doar priviți cum un motociclist s-a hotărât să taie calea, dar se pare că a ales drumul greșit. Puteți observa cum bărbatul din video o împinge pe femeie, dar iată că aceasta observă camera de supraveghere și decide să ironizeze puțin. Voi cum ați fi comentat acest videoclip? Eu pur și simplu sunt șocat. Oamenii se plimbau de-a lungul lacului înghețat, când colo a observat un câine care a căzut în apa rece. În ciuda faptului că afară era foarte frig, bărbatul și-a scos toate hainele și s-a dus să salveze câinele. Bărbatul a început să facă câteva exerciții, iar ursul energic repeta după el. Muncitorul grădinii zoologice a uitat în cușcă o mătură. Cimpanzeul a găsit-o și a început să măture podelele, apoi cu aceeași mătură s-a apucat să șteargă geamurile.
Moș Crăciun a venit în Africa ca să-i felicite pe copii, dar iată că nici n-a reușit bine să ajungă că s-a întâmplat asta. Mulți dintre voi vor fi surprinși, dar până și absența unui picior nu împiedică oamenii să viziteze stațiunile de schi, doar priviți la aceste trucuri impresionante. Această domnișoară a fost foarte norocoasă că prin apropiere se afla antrenorul ei. În acest video puteți observa cum o femeie face yoga și s-a așezat într-o poziție foarte frumoasă. Maimuței i-a plăcut asta atât de mult încât s-a hotărât să se urce pe capul ei. Când toată lumea are dispoziție bună, mereu se va găsi cineva căruia îi merge totul prost. Iată și un life hack foarte interesant. Dacă vă plimbați pe scooter cu o fată și trebuie cumva să transportați șinele, atunci vă recomand să le îmbrăcați pe ea. Eu zic că merge! Acest bătrân atât de mult își iubește câinii, încât a decis să le construiască un întreg tren. Interesantă metodă de plimbare prin oraș. Un bărbat a luat viermele și a vrut să hrănească peștii, dar cine s-ar fi putut gândi că va apărea un șarpe? În acest videoclip, fotbalistul l-a lovit pe bărbatul care stătea în spatele ușii. Vă recomand să stați cât mai departe de intrarea sălilor. Vă prezentăm o situație incomodă care a atras atenția multor persoane. Prezentatoarea Juve Polaris a decis să-și scoată hainele în timp ce vorbea despre un meci grozav în care a jucat și Ronaldo. Ce părere aveți despre această situație? Scrieți-ne în comentarii! Dacă încă nu ați văzut cum se hrănesc balenele, atunci priviți acest video scurt. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Iar până atunci, nu uitați să vă abonați la canal și să porniți clopoțelul de notificări pentru a nu rata niciun videoclip nou. Pe curând!